Continuăm meditația noastră asupra Psalmului 119. Această seară ne aflăm în această strofă de la versetul 49 la versetul 56, așa cum știți deja din studiul nostru. Psalmul acesta este împărțit în strofe de câte 8 versete și fiecare strofă corespunde cu o literă din alfabetul ebraic. Și per total am văzut că psalmul tratează ca și tematică cuvântul lui Dumnezeu și centralitatea cuvântului Dumnezeu în viața credinciosului. Dimineața am văzut împreună ceea ce psalmistul ne-a învățat despre harul mântuirii și efectele mântuirii în viața credinciosului. Am văzut că aceste efecte pot fi observate în două categorii majore, în categoria credinței, harul mântuire produce credința, și în mântuirea sfințirii. Harul mântuitor produce o credință care dă rod, care acționează în ascultare. În această seară, în următoarea strofă, psalmistul se aprofundează mai mult, mai puternic în această temă și ne vorbește despre viața trăită prin harul mântuitor, despre viața cu care se confruntă cel care se află în această stare. Dimineața am privit împreună la harul mântuitor și efectele mântuirii. Acum psalmistul ne conduce într-o călătorie prin viața omului mântuit. Și călătoria prin care ne conduce psalmistul este foarte diferită decât călătoria care își închipuie cei mai mulți despre calea credinței. Priviți cum descrie psalmistul această viață care vine prin harul mântuirii. Psalmistul spune că această viață este o viață de suferință. Iată ce mi-aduce mângâiere în suferință, spune psalmistul. Psalmistul spune că viața de mântuire, viața care o produce harul și în care trăim noi cei mântuiți, este o viață de respingere și de batjocoră. Mult mă mai batjocoresc cei mândri, spune psalmistul. Spune că este o viață de chin lăuntric. Sunt cuprins de furie la vederea celor răi, la vederea celor ce se abat de legea lui Dumnezeu. Cel credincios este apăsat atunci când vede nelegiuirea celor din lume, atunci când vede nedreptatea care este în această lume. Nu poate să stea nepăsător. Există un chin lăuntric, o zbatere lăuntrică, da? Ne gândim noi la nedreptatea din jurul nostru. Câte nopți nedormite avem noi, de exemplu, pentru că România este pe locul 1 în Europa la avort. Sau dormim liniștiți? Psalmistul este chinuit și cuprins de furie la vederea acestor lucruri. În al patrulea rând, o descrie ca și o viață de pribegie, o viață trăită în exil, o viață fără rădăcini, o viață fără un loc stabil. Spune că el se află în casa pribegiei mele. El vede locuința lui aici pe pământ ca și ceva temporar și se vede ca și un om în exil, ca și un om care este doar temporar aici. Apoi vedem că este o viață de oboseală. Nici măcar noaptea nu are repauzul necesar. În loc să doarmă noaptea, psalmistul spune că noaptea își amintește de numele lui Dumnezeu. Stă și cugetă la numele lui Dumnezeu. Așa că dacă ar fi ca să spunem exact despre ce ne vorbește psalmistul în această strofă, ne vorbește despre harul mântuirii și ne vorbește despre viața trăită de cel mântuit, mai ales de nădejdea perseverării. Cum vom persevera în fața unei asemenea vieți? Cum vom face față suferinței, batjocorii, chinului lăuntric,
trăirea acestea în exil, oboseala care în mod inevitabil vine. Da? Dacă experimentezi aceste lucruri o zi, o săptămână, o lună, un an, doi, zece la rând, vine o oboseală extraordinară, o oboseală care nu poate fi vindecată oricâte nopți ai dormit. Cum vom face față? Cum vom persevera? Care este nădejdea noastră pe această cale încât să perseverăm? Și vreau ca să subliniem câteva dintre speranțele, nădejdile care psalmistul ni le dă și câteva dintre metodele care ni le dă pentru a persevera pe această cale. Da? Dumnezeu ne-a dat harul mântuirii, Dumnezeu este cel care ne dă harul să perseverăm pe această cale. În primul rând, psalmistul ne spune că speranța credinciosului în suferință este promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu este temelia perseverenței noastre, temelia speranței noastre. Priviți versetul 49 și 50. Amintește-ți de cuvântul spus robului tău, în care m-ai făcut să nădăjduiesc. Iată ce mi-aduce mânghiere în suferință. Promisiunea ta care mă înviorează. Amintește-ți, spune psalmistul. Nu că Dumnezeu ar fi uitat, dar este felul în care psalmistul formulează petiția lui ca să fie înviorat prin promisiunea lui Dumnezeu. Iată ce mi-aduce mânghiere în suferință. Promisiunea ta care mă înviorează. Promisiunea lui Dumnezeu ne înviorează în mijlocul suferinței. Și am studiat deja împreună faptul că acest termen de înviorare are două aspecte. Este aspectul când psalmistul îl folosește să denote aducerea la viață, tranziția de la moarte la viață. Și în al doilea rând, aceeași înviorare și aceeași putere care o exercite Dumnezeu, nu doar că ne aduce la viață, dar ne și menține în viață. Atunci când simțim că nu mai avem putere să trăim, atunci când simțim că nu mai rezistăm, atunci când ne gândim că ar fi mai bine, la un moment dat Apostolul Pavel se gândește că ar fi mai bine să plece, să treacă dincolo. Suferințele erau prea mult, grija era prea mare și tot ceea ce îl păstra pe Apostolul Pavel și tot ceea ce îl face să meargă înainte pe acest drum de dragul lui Dumnezeu, de dragul bisericilor, de dragul credincioșilor, este harul lui Dumnezeu care îl înviorează, care îi dă viață, care îi dă putere. Promisiunea lui Dumnezeu nu este doar instrumentul prin care suntem aduși la viață, este și aceasta. Promisiunea lui Dumnezeu revelată nouă prin Evanghelie, prin cuvântul revelat, este instrumentul prin care am ajuns să fim vii. Eram morți, Dumnezeu ne-a confruntat cu cuvântul său și printr-o lucrare supranaturală, puternică, de aceeași natură, putere cu lucrarea lui Dumnezeu de a aduce în existență universul acesta, ne-a adus la viață prin promisiunea lui, prin cuvântul său. Dar nu este doar atât, nu este doar instrumentul care ne aduce la viață și la credință, ci este și instrumentul prin care suntem păstrați, prin care suntem înviorați în credință. Este de la aceeași sursă și prin aceeași instrument prin care suntem înviorați din nou și din nou și din nou și din nou. Despărțiți de El, spune Domnul Iisus, noi nu putem face nimic. Pentru că la fel cum o mlădiță într-o vie are nevoie să fie cuplată la sursa vieții. Ea nu are viață în ea. Are să fie cuplată la vie. Are nevoie să fie cuplată la rădăcină, de unde își extrage viața, de unde își extrage înviorarea. La fel și noi, odată ce am fost altoiți în această vie, în această sursă de viață care este Dumnezeu, avem nevoie ca tot timpul să ne extragem viața, să ne extragem vlaga, puterea, existența, perseverența din această sursă. Și mecanismul prin care facem aceasta sunt promisiunile lui Dumnezeu revelate în cuvântul lui Dumnezeu. Speranța credinciosului, vedem că este strict legată de harul suveran al lui Dumnezeu. Psalmistul înțelege că s-a întâmplat ceva absolut deosebit
Atunci când Dumnezeu a acționat în viața lui și prin promisiunile lui Dumnezeu l-a mântuit într-un mod absolut suveran. Și această realitate, această experimentare a harului suveran al lui Dumnezeu este o înviorare continuă pentru el. Priviți cele două elemente care împreună aduc psalmistului o mângâiere deosebită. Și aceste elemente trebuie ca să fie puse împreună, ca să producă acest efect. Este o formulă, dacă vrem, duhovnicească pentru învierea noastră. În primul rând, este nevoie de cuvânt. Cuvântul spus robului tău. Asta invocă psalmistul. Cuvântul lui Dumnezeu, care conține promisiunile lui Dumnezeu, este un element important în mângâierea psalmistului, în mângâierea noastră. Fără el nu poate să fie mângâiere. Este singurul instrument prin care Dumnezeu lucrează în acest mod eficace. Dar trebuie să înțelegem că doar cuvântul nu este suficient. Pentru că ne punem întrebarea, cum știu eu dacă acele promisiuni care le văd în cuvântul lui Dumnezeu mi se adresează mie? Dacă ai citit undeva o mare promisiune, sau dacă în seara asta, nu știu, ai găsit o filă de cec, da? O filă de cec reprezintă o promisiune de a plăti. Asta este un cec, da? Cineva scrie un cec care are numele lui, datele lui și acolo este o promisiune de a plăti o anumită sumă. Și când te duci la bancă, le dai fila de cec și ei se uită la sumă, se uită de la cine vine și în baza acelei file de cec, ei respectă acea promisiune și îți dau acei bani. Ce face apoi banca? Se îndreaptă spre cel care a emis fila de cec și își recuperează banii. Dacă ai găsi o filă de cec în seara aceasta pe care ar fi o sumă exorbitantă de bani, nu te-ai bucura în absolut niciun fel. De ce? Pentru că fila de cec are o destinație. Este scrisă către cineva. La fel cum are pe ea numele celui care a emis-o, are și destinația. Dacă acolo scrie pe fila aceea de cec, pentru Mihai Levi Marian, când te duci la bancă și spui am venit cu fila aceasta care este o promisiune, banca îți spune, da, este o promisiune pentru Mihai Levi Marian. Nu știu ce te-ai bucurat tu. Noi nu o să onorăm această promisiune. Cuvântul lui Dumnezeu este promisiunea lui Dumnezeu. Este fila de cec a lui Dumnezeu. Dar doar cuvântul lui Dumnezeu nu este suficient, pentru că cum pot eu să știu că acele promisiuni se adresează mie, că eu sunt destinatarul. Mai este nevoie de ceva. Este nevoie de credință. Este nevoie ca să am certitudinea că acea filă de cec este adresată mie. Că atunci când mă duc cu ea la bancă, banca spune, da, tu ești destinatarul, tu ești cel pentru care s-a făcut această promisiune. Uitați ce spune psalmistul despre cuvântul spus robului său. Cuvântul în care m-ai făcut să nădăjduiesc. Cuvântul în care m-ai făcut să cred, să sper. Credința împreună cu promisiunile cuvântului produc această mângâiere supranaturală. De ce? Pentru că credința este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în noi, prin care se confirmă sufletului nostru, aceste promisiuni sunt făcute față de mine. Sunt valabile pentru mine. De aceea psalmistul spune că Dumnezeu l-a făcut pe el să nădăjduiască. Rețineți dimineață, psalmistul vorbește despre harul mântuirii care a venit peste el. Există conceptul de mântuire general, dar conceptul de mântuire la general nu te ajută pe tine cu nimic. Este nevoie ca mântuirea să vină peste tine. Promisiunile lui Dumnezeu, în general, generic vorbind, nu te mângâie pe tine cu absolut nimic. Trebuie ca să ai certitudinea că se aplică ție. Și psalmistul spune că Dumnezeu a făcut această lucrare în mod suveran, în viața lui, făcându-l pe el. Dumnezeu l-a făcut pe el să nădăjduiască.
Psalmistul poate avea curajul acum să facă această petiție lui Dumnezeu spunând: amintește-ți de promisiunile făcute robului tău. El știe că această petiție este validă. El știe cine a făcut promisiunile, care sunt promisiunile și că sunt destinate lui, se aplică lui. Și el poate să ceară lui Dumnezeu: amintește-ți de aceste promisiuni. Pentru că are certitudinea că acele promisiuni sunt făcute lui. Are această certitudine prin credința lucrată în el de Dumnezeu. Nu are prin ceea ce el a făcut, nu are prin performanțele lui, nu are prin contribuția lui, ci prin ceea ce Dumnezeu a lucrat în el. Și când Dumnezeu promite ceva, Dumnezeu nu dezamăgește. Ce a început, știm că va duce la bun sfârșit. Ce a promis, știm că va împlini. Ce a lucrat în inima noastră, știm că este sigur. Și de aceea, când Dumnezeu lucrează credința în inima noastră, noi putem să ne bazăm pe aceste promisiuni, pentru că știm că sunt pentru noi. Formula este aceasta: cuvânt plus credință egal consolare, egal mângâiere. Doar cuvântul nu te ajută la mare lucru, pentru că nu știi, nu ai certitudinea că sunt pentru tine. De asemenea, doar o credință, cum am văzut dimineață, care nu are un conținut al cuvântului, nu te ajută. Tu poți să crezi ce vrei. Tu poți să crezi ce vrei. Dacă tu te duci cu o filă de cec la bancă și spui: eu cred că pe fila asta de cec mi se promite 1.000.000 de euro. Și banca spune: tu poți să crezi ce vrei, pe filă scrie 10 lei. Credința ta despre un lucru nu o face adevărat. Trebuie să aibă un conținut valid și conținutul acela valid este cuvântul lui Dumnezeu. Acolo găsești promisiunile lui Dumnezeu. De aceea cuvânt plus credință, o credință care are ca și conținut cuvântul lui Dumnezeu, produce această consolare, această mângâiere, această alinare. Al doilea rând, vedem mângâierea credinciosului în fața respingerii și batjocorii din partea lumii. Mult mă mai batjocoresc cei mândri, dar eu nu mă abat de la legea ta. Îmi amintesc de judecățile tale din vechime și sunt mângâiat. Cum putem ajunge de la prima parte a versetului, mult mă mai batjocoresc cei mândri, la cea de-a doua parte sau la finalul versetului în care psalmistul spune că sunt mângâiat? Toți poate am experimentat această batjocoră, această desconsiderare, dar posibil că n-am ajuns sau n-am ajuns într-un fel eficient, rapid, la această concluzie de a fi mângâiat. Cum putem fi mângâiați în mijlocul batjocorei? Priviți din nou două elemente care mângâie pe psalmist. În primul rând, psalmistul spune: îmi amintesc de judecățile tale din vechime. Cunoașterea cuvântului Dumnezeu este un element necesar pentru mângâierea noastră în fața batjocorii. Să știm ceea ce a spus Dumnezeu. Să știm ceea ce a promis Dumnezeu. Să știm ceea ce Dumnezeu a promis că va face pentru noi. Să știm că Dumnezeu a promis că va face dreptate. Că aceste batjocori nu vor merge nepedepsite. Că suferința noastră nu este fără vreun scop. Că ne așteaptă o răsplată. Ne așteaptă o zi în care orice lacrimă va fi ștearsă. Că așteaptă o zi în care dreptatea absolută va fi făcută de Dumnezeu. Și toți cei care au mers pe calea celor ce batjocoresc vor suferi judecata lui Dumnezeu. Dar această cunoaștere a cuvântului Dumnezeu, vedem că din nou nu este suficient sau nu este totul. O cunoaștere doar teoretică. Vedem că mai este un element care împreună cu această cunoaștere dă această mângâiere. Psalmistul spune: deși ei mă batjocoresc, eu nu mă abat de la legea ta. Ce înseamnă că nu mă abat? Nu mă abat teoretic? Nu mă abat în cunoașterea mea? Nu mă abat doar în amintirea mea? Recit doar legea lui Dumnezeu? Nu! Înseamnă împlinirea cuvântului Dumnezeu. Cunoașterea cuvântului Dumnezeu este aici pusă mână în mână cu împlinirea cuvântului Dumnezeu. De ce? Am văzut dimineață că roada mântuirii,
Roada credinței adevărate este sfințirea. Este una practică. Este o dorință și o aptitudine de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când credinciosul împlinește cuvântul lui Dumnezeu, el este mângâiat. De ce? Pentru că este atunci când primește, prin acea împlinire, prin roada Duhului Sfânt în el, care se externalizează prin ascultare, primește o dovadă a Harului Dumnezeu lucrând în el, o confirmare. Când vin acele impulsuri din lăuntrul tău, care îți spun să te supui față de legea lui Dumnezeu, care îți spun să împlinești legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce este aici pătrunde la inimă și din inimă izvorește trăirea după cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că aceasta este o confirmare în noi a lucrării lui Dumnezeu. Ni se spune că copiii lui Dumnezeu vor fi cunoscuți după roade, după faptele lor, după felul lor de a viețui. Nu doar după teologia lor, nu doar după doctrina lor, este și aceasta extrem de importantă. Mărturisirea noastră trebuie să meargă mână în mână cu mărturia noastră, cu traiul nostru. Sunt foarte multe biserici care, istoric vorbind, au o mărturisire de credință foarte sănătoasă. Sunt biserici care au o mărturisire de credință cu care 99% nu am putea fi de acord. Dar nu mai trăiesc absolut nimic ce scrie acolo. Sunt vorbe goale, teoretic doar. Creștinismul adevărat, credința mântuitoare, este acea credință care produce sfințire. Și este acea credință care produce sfințire, care se manifestă practic prin ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, care produce mângâiere. Pentru că la fel cum credința, convingerea lăuntrică, îți confirmă că promisiunile sunt față de tine, ascultarea practică îți confirmă acest lucru. Îți confirmă că sentimentul lăuntric nu este doar o înșelare de sine. Mă pot uita la mine și vă puteți uita la dumneavoastră și ne putem uita unii la alții și putem spune ceea ce fratele spune că crede se manifestă practic în viața lui. Este evident că trăiește ceea ce pretinde că crede, că acea credință lăuntrică nu este doar o amăgire, ci este o realitate. Duhul Sfânt lucrează acele realități în viața lui. Psalmistul sublinează de multiple ori această realitate în această strofă. Versetul 5:5. Voi păzi legea ta. Versetul 5:6. Căci împlinesc hotărârile tale. De multe ori, în mijlocul necazului, în mijlocul batjocorei, în mijlocul dezaprobării din lume, nu avem mângâiere, nu pentru că nu știm care sunt promisiunile lui Dumnezeu, ci pentru că n-am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că n-am împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci nu avem, avem mântuirea propriu zis, dar nu avem siguranță, nu avem experimentarea siguranței mântuirii. Nu simțim în lăuntrul nostru acel sentiment de siguranță și nu avem dovezile obiective care să ateste faptul că suntem al lui Dumnezeu. Și de aceea nu simțim această mângâiere. Deci știm care este cuvântul lui Dumnezeu, știm care sunt promisiunile lui Dumnezeu. Deci aia este nevoie ca să unim cu credința fapta, este nevoie ca să trăim acest cuvânt. Cuvântul trăit este metoda de mânghiere în mijlocul batjocorei, în mijlocul acestei persecuții. 3. Vedem alinarea sau mânghierea credinciosului în pribegia acestei lumi. Versetul 5:3. Sunt cuprins de furie la vederea celor răi, a celor ce au părăsit legea ta. În casa pribegiei mele mi-am făcut din orânduirile tale cântări. Psalmistul se prezintă pe sine ca și un om în exil, ca și un om în pribegie. Pe de o parte nu se bucură de acceptarea celor din jur, mult mă mai batjocoresc cei mândri, spune psalmistul. Cei din jurul lui nu îl acceptă, nu îl văd ca și făcând parte din ei. Și îl batjocoră pentru credința lui, îl batjocoră pentru viața lui, îl batjocoră pentru felul în care trăiește. Pe de altă parte, el nu poate să accepte pe cei din jurul său.
Cumva respingerea este una reciproc. Lumea îl respinge pe el și el respinge lumea. Atipic în ziua de astăzi pentru un creștin. În ziua de astăzi și mai mulți creștini, când sunt respinși de lume, ei caută să afirme lumea. Ei vor să includă în lume. Respingerea este reciproc. Lumea spune, nu ești parte din noi, și noi spunem, da, nu ești parte din voi. Respingi, cu furie spune. Cu furie. Sunt cuprins de furie la vederea celor răi. Și aceasta cauzează, într-un fel, firește, omenește vorbind, o suferință, un chin lăuntric, da? O pribegie. El însuși se privește ca și un pribeag. De aceea se descrie ca și fiind în casa pribegiei mele. Și de asemenea, semenii lui îl privesc ca și un străin, ca unul care nu este acceptat, nu face parte. Asta este identitatea creștinului autentic. Oricât de bine integrat este în societate, oricât de respectat este în societate, dacă ești urmașul lui Hristos, nu faci parte. Nu ești parte din clubul lor. Da? N-ai cum fi. La un moment dat se vor diferenția lucrurile pe lucruri principale și va fi foarte clar. Noi mergem în partea aia, tu te duci în partea asta. Inevitabil, inevitabil această distinție. El se vede ca și un într-o pribegie în exil și ei îl văd în același fel. Care este confortul pribeagului în această pribegie spirituală? Cum este el consolat? Cum este el mângâiat? Puține lucruri produc mai eficient o alinare a sufletului nostru decât o cântare. Este așa? Încearcă. Orice cântare. Realmente. Este ceva despre felul în care Dumnezeu ne-a conceput pe noi și a conceput cântare. Dumnezeu a conceput cântare. Dumnezeu ne-a dat glas să cântăm. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea ca să ascultăm melodic, să avem tonalitate, să putem ca să percepem lucrurile acestea. Nu era nevoie ca să le percepem în felul acesta. Nu era nevoie să fie plăcute sunetele. Nu era nevoie ca unele sunete puse într-o anumită ordine să ne placă și altele să ne creeze disconfort. Dar încercați, când vă simțiți supărați, cântați o cântare, una veselă, da? Și o să vedeți că automat începe și se schimbă dispoziția. Cântarea are o putere fantastică asupra noastră. Rețineți că am învățat împreună despre centralitatea cuvântului în viața creștinului. Și am văzut că creștinul nu trebuie doar ca să creadă cuvântul, dar cuvântul trebuie să fie central în tot ceea ce face el și în tot ceea ce face biserica. Creștinul crede cuvântul, creștinul citește cuvântul, creștinul propovăduiește cuvântul. Dimineața am văzut despre credința care mărturisește și care are ca și conținut al mărturisirii cuvântul lui Dumnezeu. De-aia eu nu sunt fan foarte mult la mărturiile. În cele mai multe biserici, să dau mărturii. Să ridică cineva în față și începe și spune o mărturie. De ce? Nu că este un lucru bun. Și noi mai avem momente în care duminică seara frații împărtășesc felul în care Dumnezeu a lucrat. Nu sunt foarte mare fan pentru că acele mărturii de cele mai multe ori ratează pe Dumnezeu. Ratează cuvântul lui Dumnezeu. Ratează adevărurile biblice. Sunt doar despre El și experiența Lui. Mărturisirea noastră trebuie să fie în primul rând despre cuvântul lui Dumnezeu. Nu despre ceea ce zic eu despre mine. Despre ceea ce zic, ce zice cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, când oamenii își descriu viața lor înainte de mântuire. Cei mai mulți, când depun această mărturie, o depun din perspectiva lor. Dacă el, de exemplu, a avut o viață bună, între ghilimele, spune, măi, eram la locul meu, eram un om decent și într-o zi am ascultat o predică și am hotărât să mă botez. Care e problema cu această mărturie? Faptic, poate este într-un fel adevărată. Era un om la locul lui, a ascultat o predică și a hotărât să se boteze. Problema e că cuvântul lui Dumnezeu nu descrie realitatea în felul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că el era un depravat total, în drum spre iad, un dușman al lui Dumnezeu, unul care nu se supunea legii lui Dumnezeu și nu putea să o facă, care îl ura pe Dumnezeu, care înăbușea cunoștința lui Dumnezeu în mintea și în sufletul lui și într-o zi Dumnezeu, în mod suveran, prin provăduirea Evangheliei, l-a adus la viață.
Asta e mărturia care trebuie să depună un om din perspectiva Scripturii. Ma problema e că dacă el n-a experimentat acea perspectivă, am dubii despre convertirea lui. Noi când mărturisim, inclusiv când ne spunem povestea noastră despre felul în care Dumnezeu ne-a mântuit, trebuie să spunem în termeni biblici, trebuie să vorbim în limbaj biblic, trebuie să arătăm din Biblie cine am fost și ce a făcut Dumnezeu din noi. O să spunem varianta noastră sau perspectiva umană. Aceea nu este importantă, nu este puternică. Creștinul propovăduiește cuvântul, creștinul predică cuvântul, creștinul se roagă cuvântul. Rugăciunile noastre trebuie ca să fie pline de cuvântul lui Dumnezeu. Și creștinul cântă cuvântul. Cântările noastre trebuie să fie îmbibate de cuvântul lui Dumnezeu. În casa pribegiei mele, spune psalmistul, mi-am făcut din orânduirile tale cântări. Psalmistul a luat legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, cerințele lui Dumnezeu și a făcut cântări din ele. Și îmi imaginez pe psalmist atunci când era batjocorit, atunci când era înlăturat de cei din jurul lui, imaginez pe psalmist care cânta și își repeta din cuvântul lui Dumnezeu promisiunile lui Dumnezeu. Și amintea de bunătatea lui Dumnezeu. De asemenea și noi, fraților, trebuie să cântăm și nu orice cântare, ci cântări care să comunice adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când suntem apăsați, atunci când ne aflăm în pribegie, atunci când simțim că suntem în exil, cântăm. Și cântăm promisiunile lui Dumnezeu, cântăm cuvântul lui Dumnezeu. 4. Priviți odihna credinciosului în neliniștea lumii. Versul 5.5 și 5.6. Noaptea îmi amintesc numele tău. Voi păzi legea ta. Așa îmi doresc să fie, căci împlinesc hotărârile tale. Ma, tu ce faci noaptea? Noaptea probabil că dormi. Și cel mai mulți dintre noi, în cele mai multe nopți, probabil că dormim. Sau poate că stai și cugeți și te îngrijorezi de lucrurile acestei lumi. Sunt vinovat și eu, sunteți vinovați și dumneavoastră. De cele mai multe ori când nu putem dormi noaptea, nu este pentru că stăm până la 4 dimineața să cugetăm la identitatea Dumnezeului nostru. Cugetăm la problemele care au copiii la școală, cugetăm la problemele de sănătate care le avem, cugetăm la problemele financiare care le avem, cugetăm și la tot felul de lucruri și suntem neliniștiți de la tot felul de motive. Psalmistul este și el neliniștit, dar am văzut că neliniștea lui este provocată de altceva. Este provocată de atacul extern asupra credinței sale, cei răi care îl atacă pe el și credința lui, care îl batjocoresc credința, care îi cauzează suferință și din același timp este cauzată de durerea lăuntrică. El văzând nedreptatea, el văzând felul în care trăiesc cei din jurul lui, încălcarea legii lui Dumnezeu, aceasta cauzează o furie lăuntrică. Și aceste două aspecte îl fac să fie neliniștit. Așa de neliniștit încât nu poate dormi noaptea. Priviți cum înfruntă psalmistul neliniștea lui. Noaptea când nu pot să dorm, noaptea când nu am liniște, noaptea îmi amintesc numele tău, Doamne. Noaptea își amintește identitatea lui Dumnezeu. Asta este în Vechiul Testament, când se vorbește despre numele lui Dumnezeu, se vorbește în diferite feluri. Se vorbește despre numele lui Dumnezeu ca și o reprezentare a caracterului Dumnezeu. În alte locuri, folosind alte formulări, se vorbește despre numele lui Dumnezeu ca și un nume al legământului. Un nume care arată relația între om și Dumnezeu. Noaptea psalmistul își amintește relația care o are cu Dumnezeu. Noaptea când este neliniștit din cauza atacurilor dușmanilor și din cauza durerii lăuntrice și amintește despre relația lui cu Dumnezeu. Noaptea își amintește promisiunile lui Dumnezeu făcute lui, prin cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori în Scriptură, în Vechiul Testament, când este vorba de numele lui Dumnezeu,
numele lui Dumnezeu este exprimat printr-o sintagmă în care se face o conjuncție între numele divin al lui Dumnezeu și o promisiune a lui Dumnezeu. De exemplu, în Exod 15:26 ne spune că Dumnezeu este Yahweh Rafa, Yahweh care este, Dumnezeu care este vindecătorul nostru. Îmi imaginez pe psalmist care stătea în mijlocul nopții, în suferința lui, poate chiar și suferință trupească, și se gândea Jehova Rafa, Jehova vindecătorul. Dacă există vindecare, este de la Jehova. Sau, de exemplu, Yahweh Shalom, care este Jehova pacea noastră. Judecător 6:24 ar fi un text unde este folosit în felul acesta. În tulburarea lui, el își amintea: eu îl cunosc pe Jehova, cel care este pacea mea. Și el mi-a promis această pace. Eu sunt într-un legământ cu Dumnezeu. El a intrat într-un legământ cu mine. Lucrul acesta mi s-a confirmat prin credința lăuntrică și în același timp prin ascultarea care o văd prin roada Duhului Sfânt în viața mea. Ca atare, chiar dacă apele sunt tulbure, eu am pe Jehova care îmi promite liniște. Jehova Rah, care este Jehova păstorul nostru. Psalmul 23:1 este un text care îl folosește în felul acesta. Sau, în bezna întunericului, nopții târzie, ne gândim la Yahweh Shamah, care este Jehova lumina noastră. Ezechiel 48:35. Ca să te gândești la Dumnezeu în felul acesta, trebuie ca să-L cunoști pe Dumnezeu în felul acesta. Și singurul loc în care poți cunoaște numele lui Dumnezeu, adică atributele sale, identitatea sa, relația sa cu tine, promisiunile lui față de tine, sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni trăiesc în neliniște și nu se pot alina, nu se pot odihni, pentru că nu au o cunoaștere a lui Dumnezeu care să le dea această alinare. N-au ce să-și amintească. Eu cred în Dumnezeu. Atât știu. Eu cred că El mă mântuie. Atât. Și deja e mult. Ei nu știu identitatea acestui Dumnezeu. Ei nu cunosc puterea acestui Dumnezeu. Ei nu cunosc istoria lui Dumnezeu cu poporul său. Ca atare, nu au o sursă bogată de alinare, de odihnă, care poate veni prin cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, vedem că nu doar își amintește numele lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, dar mai face ceva. Psalmistul hotărăște să păzească legea lui Dumnezeu. Voi păzi legea ta, spune psalmistul în adâncul nopții. Psalmistul întărește intenția lui de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu atunci când își amintește despre caracterul lui Dumnezeu. Rețineți, și așa vom încheia, strofa noastră începe cu o petiție făcută din partea psalmistului lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte! Și acum strofa se încheie cu o aducere aminte a psalmistului despre Dumnezeu, despre promisiunea lui Dumnezeu. Și odată cu această aducere aminte, se pare că petiția este împlinită, Dumnezeu deja și răspuns la rugăciune. Odată cu această aducere aminte vine o hotărâre, o mișcare volițională, o mișcare a voinței psalmistului și o declarare de hotărâre în care el spune că va împlini, va păzi legea lui Dumnezeu. Ce fac eu ca să am alinare, ca să am liniște în mijlocul neliniștei? Primul rând îmi amintesc cine este Dumnezeu și cine este El pentru mine. Și atunci când mă confrunt cu acest Dumnezeu, atunci când mă întâlnesc în adâncul nopții cu acest Dumnezeu, hotărăsc să trăiesc pentru El și după cuvântul Lui. Când ai pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău și când ești hotărât să trăiești pentru El și după legea Lui, oricât de tulbur ar fi situația, liniștea este aproape. Să dea Domnul ca în această viață
de credință, în această viață plină de suferință, de batjocoră, de exil spiritual, de multe ori, de suferință fizică, El să fie în toate lucrurile mângâierea noastră prin cuvântul Său, prin credința care o lucrează în noi, prin ascultarea noastră față de cuvântul Său în toate lucrurile. Amin.